În Mehedinți, 27 de copii de 5-11 ani s-au vaccinat împotriva COVID-19 în primele zile de la începerea imunizării pentru această categorie de vârstă. Vaccinarea se poate realiza și fără programare, prin prezentare directă în cabinetele centrelor de imunizare dedicate copiilor sau în cabinetele medicilor de familie dacă au cerut doze pediatrice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost administrate 112 doze de vaccin împotriva COVID-19, de la începutul campaniei de vaccinare, fiind administrate 156.617 doze de vaccin împotriva COVID-19. Totodată, pentru categoria 5-11 ani, până în prezent, 27 de copii s-au imunizat. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost administrate 112 doze de vaccin împotriva COVID-19, Între acestea, 12 doze au fost prima administrare, 34 doze cea de-a doua administrare și 61 de persoane au primit doza booster. În cabinetele de medicină de familie au fost administrate 5 doze de vaccin produse de compania Pfizer-BioNTech și Johnson & Johnson. Din data de 26 ianuarie a început campania de vaccinare a copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, până în prezent fiind vaccinați 27 de copii. Primele doze de vaccin Pfizer destinate special copiilor de 5-11 ani au sosit pe data de 25 ianuarie în România. Campania de vaccinare pentru această categorie de vârstă a început pe 26 ianuarie. Mai multe state europene au început în luna decembrie vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. Potrivit CDC, au existat 11 cazuri de miocardită, o inflamație a mușchiului inimii raportate de medici, producători de vaccinuri sau alte persoane.